Sesiunea lansărilor de excepție în cadrul editurii Lume și nu numai. Acest eveniment este un eveniment de excepție dedicat în fapt și să spunem, aprecierea și recunoașterea editurii Universității Ștefan cel Mare din Suceava, universitate ce este partener a editurii Lume de multă vreme, parteneriat și colaborare care ne onorează. De ce spun că este un eveniment care se adresează Universității Ștefan cel Mare din Suceava? Pentru că în cadrul acestui eveniment vom lansa Autor Bucovinei. Este un proiect început de Editura Lume în 2015, care și-a dorit promovarea tuturor autorilor bucovineni care au publicat cu noi. Însă acest eveniment este cu atât mai important și mai desăvârșit, încât alături de editura Lumen vine editura Tritonic, editura care recent a publicat un volum extraordinar, un volum în domeniul relațiilor publice, mai concret volumul domnului profesor universitar dr. Antonio Sandu din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, cu titlul Relații publice și comunicare pentru administrația publică, un volum publicat în cadrul colecției Comunicare Media de la editura Tritonic. Sunt două evenimente, cum vă spuneam, un al doilea eveniment este dedicat, lansarea celui de-al doilea volum este dedicată, de fapt, unui volum rezultat în urma unei conferințe organizate în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, un volum coordonat de către doamna profesor universitar dr. Otilia Clipa și domnul profesor universitar dr. Gabriel Cramariu din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, așa cum vă spuneam, bucovineni de altfel, volum cu titlul Educația în societatea contemporană aplicații. Îi avem astăzi alături de noi, ne-au răspuns invitației și ne onorează, domnul profesor universitar dr. Nicu Gabriluță din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Nu. Am mai avut o situație în care Ștefan cel Mare era din Iași, dar ne asigurăm că de tură asta noi. Domnul profesor universitar dr. Antonio Sandu din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava și directorul editurii Lumen. Doamna Otilia Clipa, așa cum vă spuneam, din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava și domnul Gabriel Cramaruc, de asemenea din cadrul aceleași universități. Pozitiv invitației noastre a răspuns și domnul director al editurii Tritonic, domnul profesor Bogdan Hrib, care pentru moment nu este prezent, însă îl așteptăm cu drag în scenă. Cred că rolul meu se încheie pentru moment aici. Am onoarea să-i dau cuvântul domnului profesor universitar dr. Nicu Gabriluță pentru a vă face deschiderea lansării volumului Relații publice și comunicare pentru administrația publică a domnului Antonio Sandu. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, înainte de toate vă mulțumim frumos pentru prezență și atenție. Într-adevăr, este un eveniment de excepție, un eveniment care are la bază apariția foarte recentă a unei lucrări de specialitate. Titlul ei a fost deja anunțat, Relații publice și comunicare pentru administrația publică. Lucrarea este publicată de editura Tritonic din București. Dacă nu aș fi un om care să vorbească din interiorul unei specializări despre comunicare, despre relații publice, despre aplicarea acestora în spațiul administrației, m-aș întreba de ce să iau în mână această carte și mai mult decât atât, de ce să o cumpăr. Citind-o, am insistat asupra unor argumente care pe dumneavoastră în final, în mod sigur, incontestabil, vă vor face să mergeți la standul editurii, să faceți rând, să renunțați la o parte din banii pe care îi aveți, la puțini bani, și să obțineți un profit cultural, spiritual și de specialitate, după părerea mea, incontestabil. Care sunt argumentele mele? Pe scurt, e vorba de un curs universitar la baza acestei cărți, ținut de profesorul Antonio Sandu,
studenților de la Științe Economice și Administrație Publică la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Cartea, în schimb, este cu mult mai mult decât un curs, este o inițiere, o introducere într-un domeniu de maximă actualitate, relațiile publice, comunicarea și aplicarea acestor tipuri de comunicare în administrația publică. Cartea este meritorie pentru că în fond este o carte a mai multor cărți. Este o sinteză a ideilor, conceptelor, teoriilor de specialitate, dar în același timp oferă o generoasă deschidere către literatura de specialitate națională și internațională. La sfârșitul fiecărui capitol dumneavoastră veți găsi teme, aplicații, trimiteri precise la capitole din lucrări de specialitate, o bună parte traduse, o bună parte nu sunt traduse. Cu alte cuvinte, cel care dorește să devină un specialist în comunicarea din domeniul administrației publice are la îndemână, după părerea mea, o carte de referință. În același timp, cel care nu lucrează în comunicarea publică, dar relaționează cu oamenii, este profesor sau avocat, este un manager, este un om care se ocupă de publicitate, are nevoie de această carte. Mai mult decât atât, publicul larg educat are nevoie de ea pentru că personajul principal, așa cum am spus, ține de comunicare, comunicarea dintre oameni. Un profesor care este Antonio Sandu și care este specializat în comunicare, relații publice, în filozofie, în anumite domenii ale sociologiei, nu putea să abordeze o temă atât de generoasă și de actuală decât interdisciplinar. O face într-un mod reușit. De ce? În primul rând pentru că știe să scrie. Scrie simplu, clar, concis și în același timp are substanță, are profunzime. Mai rar întâlnește așa ceva. O lucrare de pildă foarte dificilă a lui Fernand de Saussure sau alta, Structura revoluțiilor științifice, clasică în domeniu, a lui Thomas Kuhn, este tradusă, ambele sunt traduse, spun asta așa în ghilimele, explicate pe înțelesul tuturor, păstrându-li se în același timp substanța și profunzimea. Comunicarea abordată sociologic, constructivistă în mod special, semiotic, apoi din perspectiva noilor media, mi-a plăcut foarte mult faptul că autorul Antonio Sandu îmbină literatura clasică de specialitate cu formele literaturii contemporane, inclusiv cu literatura existentă în spațiu virtual și mai mult decât atât este, dacă vreți, și un mod de utilizare a literaturii din spațiu virtual, într-o manieră decentă, profesionistă, una care ne obligă să discernem adevărul de fals, literatura consistentă de literatura de tip kitsch. Am găsit aici minunate pagini în prima parte despre Thomas Kuhn și structura revoluțiilor științifice, despre, vorbesc într-un limbaj mai de specialitate un pic, modelul paradigmelor și a paradigmelor incomensurabile, teza anarhismului epistemologic, a cunoașterii totale aplicate cui? Funcționarilor din instituțiile publice. Este un pariu câștigat în mod incontestabil de autor, să poți pleca de la o literatură foarte consistentă, la o literatură clasică, apărute primele lucrări din domeniu în anii 60 ai secolului trecut și să adaptezi acest tip de literatură pe folosul unui funcționar public, mi se pare un lucru extraordinar. Un alt personaj al cărții, în sinteză spun doar, este adevărul. Sunt teoriile clasice și actuale despre adevăr prezentate, nuanțate cu adaptare în domeniul comunicării. Avem un adevăr corespondență, un adevăr coerență, un adevăr pragmatic cu accent pe adevărul consensual, așa cum îl dezvoltă Jürgen Habermas. De asemenea, adevăr semantic, adevăr de tip redundanță. Avem cercetări ale adevărului și comunicării cu aplicare în sfera publică și în spațiu public.
avem elemente de legislație, dar și altele mai subtile, care mie mi-au plăcut în mod special. Vă și recomand paginile din carte ca să le citiți pe alea înainte de toate, 46-50, despre construcția realității și dimensiunea ei simbolică, cu trimitere la cultură, la religie, la spiritualitate, privilegiindu-se, iertați-mă, aici o lucrare extraordinară a profesorului Sandu Frunze de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Apoi, virtutea încrederii. O bună parte dintre noi o practicăm zi de zi, chiar într-un mod inconștient. În clipa în care solicităm, de pildă, unui vânzător să ne pună deoparte un costum sau o rochie care ne plac foarte mult, pentru că vom reveni mâine la ora 12, de pildă, să le luăm, în acea clipă noi mizăm pe virtutea încrederii, că acel vânzător are încredere în calitatea noastră potențială de cumpărător. Mai rar, dar de ce nu, exemplu potrivit acum, când dorim să cumpărăm această lucrare despre relații publice și comunicare în administrația publică și nu avem banii la noi, avem în parcare, în mașină, și cerem editorului să mai păstreze exemplarul până ne întoarcem noi cu banii, iarăși mizăm pe virtutea încrederii. Bun, glumesc, mai în glumă, mai în serios, ea este analizată, folosită în viața de zi cu zi și într-un capitol special din această carte, este analizată în contextul generos al societății de risc. De ce aș cumpăra această carte? Aș cumpăra-o pentru că regăsesc modele aproape tehnice de analiză a relațiilor sociale, cum ar fi modelul soft, cu puncte tari, cu puncte slabe, cu oportunități, cu amenințări. Regăsesc aici o adevărată cercetare tehnică a problemelor sociale și a unor diagnoze, folosirea diagramei metaforic intitulată Os de pește sau abordarea aproape fractalică, care mie îmi place foarte mult, a relațiilor sociale și a unor chestiuni de comunicare. De asemenea, lucrarea este una interdisciplinară, prezintă o perspectivă superbă de analizare a relațiilor publice, și anume cea neurolingvistică. Trimiterea este la cercetătorii americani care au instituit această paradigmă neurolingvistică, dar ceea ce Antonio Sandu reușește de minune, după părerea mea, este o lecție superbă pe care o dă studenților care vor fi viitori specialiști în comunicare și care, vrând nevrând, vor fi obligați, așa cum suntem și noi de față, vorbitorii și dumneavoastră, să relaționeze. Noi, vorbitorii, trebuie să vă captăm atenția și, până la urmă, interesul, ca să ascultați discursul nostru, în cele din urmă să cumpărați cartea și să faceți rând la autografe. Pentru aceasta, dacă am dialogat cu fiecare dintre dumneavoastră în parte și am aplicat acest model de tip neurolingvistic, ar trebui să depistăm categoria socială sau psihosocială din care dumneavoastră faceți parte. Mai simplu și mai clar, dacă sunteți persoane auditive, dacă sunteți persoane vizuale sau persoane senzitive. Și atunci ar trebui să vă copiem o parte din discursul dumneavoastră, expresiile favorite de limbaj, să le folosim și noi, să creăm acea ancoră de încredere și de relație și în cele din urmă să vă persuadăm la modul academic profund, adică, cum spune românul, să vă manipulăm în așa fel încât să fiți de acord cu noi și până la urmă să puteți citi această carte. Manipularea va fi de o eficiență culturală și, să spunem așa, spirituală incontestabilă. De ce aș mai cumpăra această carte? Foarte pe scurt. Pentru că ea mi oferă posibilitatea să o aplic practic atunci când șeful meu mă pune în situația să fac publicitate unei firme sau mă pune în situația să reprezint acea firmă, să fiu comunicatorul oficial al unei instituții. Am nevoie de talent, am nevoie de creativitate, dar am nevoie în același timp și de elemente tehnice ca să pot să organizez un eveniment public, nu? Antonio, cum ar fi lansarea de carte? Cum ar fi o altă, un seminar?
seminar, un workshop, un festival. Cum îl organizez să aibă succes cu dumneavoastră aici în față, cu noi pe podium și cu ceilalți virtuali cititori în Palace Mall? Ei bine, am reguli tehnice, am soluții precise în această carte. Mai am ceva în această carte, mai am, și cu asta închei, o deschidere formidabilă către actualitate. Adică am o deschidere către comunicare, către virtualizarea spațiului social, către folosirea în PR, cum spunem noi, a mijloacelor moderne, și anume a Facebook-ului, a internetului. În ce măsură, de pildă, semiotica vizuală mă ajută într-o campanie politică? Exemplu minunat dat, foarte bun, de la pagina 142, are în atenție acel referendum de demitere a președintelui României din 29 iulie 2012. Antonio Sandu ne oferă o interpretare subtilă, elegantă și convingătoare a modului, să spunem, foarte pervers pe alocuri, de construcție a unei mărci identitare și de asemenea a unui tip de reclamă, nu publicitară, ci a unui tip de reclamă politică. La acel referendum, într-un fel anume, au fost chemați cetățenii să spună da. Sper că v-am făcut curioși, deschideți cartea la 142, la pagina amintită, și veți găsi detaliile. Îmi permit să-i fac și o sugestie. De fiecare dată, la sfârșit de capitol, el îndeamnă cititorii să meargă la alte surse importante. Dă capitole precise, indică pagini, indică și filme documentare. Ei, despre Facebook și despre blog, pe lângă filmul minunat amintit, e bine să luăm în atenție și altă carte recentă a unui coleg, e vorba de antropologul Teodor Baconski, lucrarea intitulată mai mult decât sugestiv Facebook, fabrica de narcisism. Ei, una peste alta, în final, cartea se înscrie într-o perspectivă foarte actuală, și anume globalizarea și masificarea comunicării. Avem de-a face în ultima instanță cu ceea ce Basaram Nicolescu și colegul nostru Teodor Codreanu spuneau pe bună dreptate, că ne încadrăm într-o paradigmă transmodernă. Așadar, o carte minunată, puține pagini, aproape 200, consistente, dense, scrise clar, simplu, de folos cititorului în genere și specialistului în mod special. Mulțumesc frumos, felicit editura Tritonic, de asemenea îl felicit în mod special pe autor și sunt convins că această carte va avea frumosul destin pe care îl merită. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule profesor! Îi invit acum pe domnul profesor Antonio Sandu să ne spune câteva cuvinte despre acest volum, în calitate de autor. Mulțumesc, domnule profesor. Am rămas uluit să descoper și eu despre ce am scris. Pentru că întotdeauna rămâi uimit când vezi că ideile tale există în eter. Și nu mai sunt ale tale. Și le auzi și spui, wow, aș cumpăra și o carte. Așa încât fiți alături de mine și cumpărați carte. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule profesor Sandu. Sunteți foarte persuasiv. Vom continua acest eveniment, cum vă spuneam, un eveniment dedicat autorilor bucovinești, Universității Ștefan cel Mare din Suceava, cu prezentarea volumului Educația în societatea contemporană a aplicației, volum coordonat de către profesor universitar dr. Otilia Clipa și profesor universitar dr. Gabriel Cramaruc. Voi da în ceea ce urmează cuvântul doamnei profesor Otilia Clipa. Vă mulțumesc mult, ați avut multe predicții care sperăm să se împlinească. În primul rând, nu sunt chiar profesor, dar e ok, eu asta e predicție bună. O a doua predicție care sperăm să se împlinească este aceea că ați identificat pe domnul profesor cu Suceava și cu Ștefan cel Mare, așa că știu că sunteți sucevean, așa că sunt sigură că voi ați participa și la conferințele organizate de noi și veți veni alături de noi, așa cum și noi suntem ai Iașului, pentru că suntem absolvenți ai Universității Alexandru Ion Cuza din Iași. Și noi le invităm pe domnul profesor la universitatea noastră să descopere ceea ce facem, să, nu știu, poate să avem proiecte comune.
așa cum este acest volum și cine știe în alte proiecte viitoare. Dacă domnul profesor a realizat o așa de frumoasă descriere și o invitație de a cumpăra cartea, ne-a motivat și pe noi să cumpărăm mai multe volume, și pentru studenții noștri și pentru noi. Eu vă spun să nu cumpărați cartea noastră, pentru că v-aș invita să veniți și să vedeți cum se desfășoară conferințele în urma cărora apar aceste articole și să fiți alături de noi în aceasta este a 14-a ediție a conferinței. Avem de fiecare dată peste 130-140 de articole publicate și mult mai mulți participanți din străinătate și din țară. Așa că acest volum, eu știu, merită aprecierile noastre, mai ales pentru calitatea articolelor. Sunt peste 35 de articole, 400 și ceva de pagini. Dacă ar fi să facem o medie, au fiecare dintre ele 11-12 pagini. De asemenea, e o muncă de colectiv. Sunt 20 de articole create de autori români de la universitățile din Pitești, Brașov, București, Iași, Oradea, Bacău și Suceava, dar și de la universitățile din Ucraina, din Yuri Fedkovich, Ucraina, și din Polonia, de la mai multe universități din Polonia. Cercetările sunt interesante, sunt toate din domeniul educațional, unele sunt scrise în limba engleză, altele sunt scrise în limba română. Vă invit să le citiți cu drag și mai ales să participați la conferințele noastre. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Acum îl voi invita pe domnul Gabriel Cărămaru să ne spună câteva cuvinte despre volum, calitate de coordonator. Bună ziua! Vreau în primul rând să mulțumesc editurii Lumen că aduce în centrul atenției Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava ca și partener strategic al editurii și de asemenea astăzi aduce în fața noastră Facultatea de Științe a Educației care organizează conferința internațională de științe educației ajunsă anul acesta la 14-a ediție, care se va desfășura în cadrul unei săptămâni de internaționalizare a educației în perioada 9-13 mai, având de asemenea o componentă și la Cernăuț. Vreau să vă spun că am mai coordonat volumele ale conferinței, dar anul acesta a fost mai ușor ca niciodată datorită profesionalismului editurii, căruia îi mulțumim încă o dată. Volumul este o radiografie a educației contemporane și aș vrea să remarc aici articolele scrise de colegii mei chiar de la Suceava, de Doina Schipor, de Florin Domunco, de Aura Habenciuc. Și de câte ori aveți ocazia să veniți la Suceava, vă invităm să vizitați Universitatea Ștefan cel Mare și Facultatea de Științe Educației, să faceți cunoștință cu o universitate mai mică, dar foarte dinamică. Suntem la finalul implementării la Suceava celui mai mare proiect de cercetare pe care l-am avut, în valoare de 7 milioane de euro. Și vă invităm să ne urmăriți în continuare cercetările și conferințele, să ne căutați pe ResearchGate, să vedeți ce mai scriem, interdisciplinar sau nu, în domeniul educației. Și vreau să vă mulțumesc pentru prezența noastră și să cumpărați volumul. Mulțumim! Mulțumim, domnule profesor. Numai cuvinte de laudă adresate editurii Lumen, adresate editurii Tritonic. Voi îndrăzni să îi dau cuvântul și domnului profesor Sandu, deși sunt convinsă că are încă emoții în urma lansării volumului dumnealui. Ar vrea să ne spună și dumnealui, în calitate de editor, câteva cuvinte privind acest volum publicat la editura Lumen în domeniul educației, domnule profesor. Mulțumesc. Într-adevăr, după asemenea prezentări care au fost înainte, este extrem de dificil să mai spui ceva. Am noroc că trebuie să vorbesc într-o altă perspectivă, aceea a editorului, deși dubla mea calitate mă dă de gol și de editor, de director al editurii Lumen, dar și de coleg cu cei care au coordonat acest volum și cu mulți dintre autorii din volum de cadru didactic al Universității Ștefan cel Mare din Suceava și atunci e un, să spunem așa, un
o afinitate sporită pentru această carte pe care vă recomand, pe care vă recomand pentru că poate că unul dintre cele mai importante nevoi ale României actuale și cele mai importante semnale de alarmă pe care publicul ne trage este nevoia de educație. Nevoia de educație, așa cum spun autorii acestui volum, în societatea contemporană. Și ei mai adaugă aplicații. Și nu e întâmplător, pentru că educația a depășit de mult limitele unui act de transmitere de cunoaștere. Pentru că transmiterea de cunoaștere este la ora actuală preluată de inteligența artificială. Îmi permit deja să vorbesc despre inteligența artificială. Și la un moment dat, îmi amintesc că la o oră discutam cu studenții, pornind de la nevoia de educație, și întrebam dacă la un moment dat va exista o societate în care vor exista o societate viitoare în care roboții vor putea da absolut orice informații, vor putea să răspundă la absolut orice întrebare, mai există nevoia de educație? Și răspunsul pe care studenții mei dragi l-au spus: da, pentru că altfel nu vom ști dacă să-l credem sau nu pe robot. Și le-am spus: știți, societatea viitoare este acum, pentru că robotul se numește Google Boot, e chiar robot, e chiar inteligența artificială și chiar știe să ne răspundă la orice întrebare, dar nu știe dacă e adevărat sau fals. Și ceea ce trebuie să facă educația este să trezească în noi sentimentul adevăratului. De aceea mulțumim colegilor de la Facultatea de Științe ale Educației pentru această carte excepțională și pentru faptul că a doua oară au avut încredere în editura Lumen și sperăm că vor avea și a treia, și a patra, și a n-a oară să fie vehiculul prin care mesajul lor despre educație, despre spiritul adevărului, ajunge către dumneavoastră. Ca atare, mulțumesc colegilor, mulțumesc Universității Ștefan cel Mare din Suceava și tuturor participanților. Și ca editor, mi-am încheiat aici cuvântul, mulțumesc însă și ca autor, domnului profesor Nicu Gavriluță, în ambele calități, mulțumesc colegei Ana Frunză, pentru că a făcut posibil aceste clipe excepționale. Și în primul rând, înainte de toate, vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți aici, mulțumesc Setcom Libris că face an de an posibilă o asemenea întâlnire de suflet, întâlnire de cultură între edituri și dumneavoastră, într-un spațiu care unii ar spune că este inima orașului. Mulțumim! Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. În calitate de moderator îmi revine datoria de a vă invita la standul editurii Lumen, la standul numărul 24, pentru a obține autografele autorilor noștri. Totodată profit de această situație pentru a vă invita mâine la un alt eveniment de lansare, volume de excepție publicate de către autori din Republica Moldova la editura Lumen. Vă așteptăm și mâine, începând cu ora 10 sau 11. Vă invit să consultați totodată programul și catalogul ca să nu vă bazați întru totul pe informația oferită de mine. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de editura Lumen și totodată de editura Tritonic. Și vă invităm la șampanie, spune domnul Sandu. Vă mulțumesc!